L-am cunoscut și eu pe părintele Arsenie Popacioc, începând cu anul 2002, când am venit în Dobrogea, trimis cu ascultare de către părintele Iustin Plâncu, pentru că aflase că aici, în Dobrogea, a venit un ierarh tânăr care și-a propus de la începutul arhieriei sale să construiască multe mănăstiri. Așadar, în 2002 l-am cunoscut și pe părintele Arsenie Papacioc. Părintelui Arsenie Papacioc, din câte mi-amintesc, îi plăceau provocările. De îndată ce intrai în chilia lui, nu te lăsa prea mult timp să-ți tragi sufletul și parcă la ud zicea, haideți, atacați, n-avem timp de pierdut, întrebați, un om îl cunoști după întrebări. Apoi adăuga, Arsenie, acum să te văd cum o scoți la capăt. Avea această exprimare ca și cum s-ar pregăti pentru tirul de întrebări care urma să-l copleșească. Introducerea aceasta era un fel de leitmotiv la care recurgea ori de câte ori mergeam în vizită în chilia smerită de la mănăstirea Tekirghiol. Avea o plăcere deosebită să discute despre orice, ori în șir, cu o înflăcărare debordantă. Și atunci când începea să vorbească, uita cu desăvârșire de anii grei pe care îi ducea în spate. Se transfigura realmente la față. Ochii îi străluceau, mâna împetea gesturi tandre prin aer și din când în când închidea și trengărește câte un ochi. Cu conotație de ghilimele, adică știți voi, de fapt, cum stau lucrurile. De la Sfânta Scriptură, din care citea pe de rost pasaje întregi, trecea cu o ușurință socratică la Sfinții Părinți, la teme istorice, la amintiri din copilărie, din adolescență, din viața de pușcăriaș, din viața monahală, viața când a fost primar la Zărnești, până la noutățile mondene. De la tonurile cele mai grave, aluneca spre snoave, atât de nostime încât se inunda chilia sa mică de râsete zglobii și nevinovate. Din punctul meu de vedere, avea o minte brici, aș spune, care sfida bătrânețea. O luciditate pe care ar fi invidiat-o orice tânăr, orice adolescent. De altfel, lângă părintele Arsenie Papacioc, am înțeles că tinerețea nu are vârstă. N-aveam noi întrebări câte răspunsuri mi-ar fi putut el da. Și, invariabil, la sfârșitul oricărei discuții pe teme duhovnicești, termina cu un cuvânt despre moarte. Spunea părintele, dacă tinerețea ar ști și bătrânețea ar putea. Și adăuga, dragii mei, timpul este un dar neprețuit. Am stat la căpătâiul multor muribunzi și toți ar fi vrut să mai trăiască măcar o zi. Moartea, să știți că nu vine să-ți facă o cafea. Moartea vine să te ia. Pur și simplu, vine să te ia. Și atunci vei fi întrebat,
tu ce ai făcut cu darul pe care l-ai primit, cu timpul tău? O întâlnire cu bătrânul dura cel puțin 2 ore, spre disperarea maicilor care îl îngrijeau. Așa a fost de fiecare dată, ori de câte ori i-am trecut pragul chiliei, aproape lună de lună, timp de 10 ani, de când l-am întâlnit prima oară și până când a trecut la Domnul. Plecam de acolo cu sute de aripi, să tot zbor încă o vreme, până când mă întorceam iarăși ca fiul risipitor, rănit, zdrențuit, la tatăl nerăbdător să mă ia în brațe ca să-mi ostoiască durerile. Mi-aduc aminte că părintele avea și un umor neauș, tremăta de bucurie ca un copil, iar în unele momente era chiar de-a dreptul ghiduș. Sună odată telefonul, mi-amintesc, răspunde. De partea cealaltă se aude o voce feminină de maică. Blagosloviți, părinte, cum spun maicile, și au urmat toate celelalte. Și vorbește maica, vorbește, părintele ascultă o vreme, apoi se încruntă, apoi se destinde într-un zâmbet copilăresc, depărtează receptorul de la ureche și așteaptă, așteaptă, fără să mai zică nimic. De parcă ar fi avut tot timpul din lume. Și turuie maica, verzi și uscate, părea tulburată. Avea și ea probleme de viață, ca și de moarte, ca toată lumea. Într-un târziu, își descarcă tot năduful și zice: ce să fac, părinte? Dați-mi un sfat. Părintele se conformează și răspunde cu tonul cel mai serios și grav posibil: soră dragă, te sfătuiesc să vorbești mai puțin. Și fără nicio altă explicație, pune tacticos receptorul în furcă, pentru că avea telefon cu furcă. Ochii părintelui, mi-amintesc, aveau o strălucire de copil poznaș, uneori. A încercat atunci să-mi dea o explicație. Ce să fac toată ziua? Bla, bla, bla. Ele nu știu că sunt bătrân, că am aparat auditiv și mai ales că sunt cu niște oaspeți de seamă. Vedeți? Acesta era felul lui de a te face să te simți important. Să simți că pentru el viața ta contează. Și apoi a început să râdă. Ar fi trebuit și maica aceasta să vorbească mai concis. Oamenii ăștia uneori te caută pentru niște probleme de nimic. M-a sunat odată o doamnă să mă întrebe ce să fac acum că a căzut din pat. Și am zis: ce să faci? Ridică-te, soră. În momentele acelea îl priveam cu mare drag și îmi ziceam: cea mai frumoasă virtute, dacă ar fi să facem o evaluare a importanței virtuților pe o scară de valori, din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă virtute pe care au Sfinții este aceea de a fi firești. Firescul îi face să fie mai aproape de noi și tot firescul ne face pe noi să nu ne simțim striviți în preajma lor. Din punctul meu de vedere, acesta este un criteriu după care putem să evaluăm sfințenia unui om. Un om lângă care te simți copleșit de personalitatea și importanța lui, nu este un om, din punctul meu de vedere, care a atins măsurile sfințeniei. Este un om plin de sine, este o personalitate puternică, este tot ceea ce vreți, dar nu este un sfânt. Am întâlnit 2 oameni în viața mea care mi-au transmis fără echivoc
sentimentul că au atins măsura sfințeniei pe Părintele Iustin Pârvul și pe Părintele Arsenie Papacioc. Eu personal pe Părintele Arsenie Papacioc nu l-am văzut niciodată mâniindu-se, dar o întâmplare care mi-a dat de gândit mi-a ajuns la urechi, povestită de un ucenic de al Sfinției sale. Mi-a spus că au intrat peste el, în chilie, doi tineri care au venit să-l provoace cu întrebări indecente. A stat bătrânul ce a stat, i-a privit îndelung, i-a măsurat din cap până în tălpi și odată s-a năpustit asupra lor ca un fost versat jucător de rugby. I-a împins dincolo de prag strigând: ieșiți afară, nenorociților! Atunci am înțeles că sunt situații în viață, chiar și în viața unui sfânt, când este mai potrivit să înfrunți răul decât să fii smerit și să te lași călcat în picioare. După cum bine știți, Părintele Arsenie Papacioc nu-i suporta pe cei căldicei, care nu sunt nici reci, nici fierbinți. Pentru că el considera că temperatura duhovnicească o dă starea de prezență continuă, gândul neîncetat la Dumnezeu. De aceea spunea mereu: un suspin este o rugăciune și o clipă poate fi o veșnicie. Sau adăuga: eu nu sunt pentru tipic și la inimă nimic. Eu nu sunt de părere că trebuie să exagerăm în nevoință. O metanie, o simplă metanie, dacă o facem pe zi, este suficientă dacă o faci cu simțire. Mi-au rămas aceste cuvinte ale bătrânului întipărite în minte și în suflet până în ziua de azi. Părintele privea viața duhovnicească ca pe un război. De altfel, el a avut o perioadă în care a fost pe front. Dar bineînțeles că considera viața duhovnicească un război cu duhurile răutății și cu patimile din noi. Îmi spunea: nu deznădăjdui dacă ai pierdut o luptă. Important este să nu pierzi războiul. Dacă ai pierdut o luptă, înseamnă că strategia ta de luptă nu este bună sau încă nu este suficient de perfecționată. Dar eu te întreb, adăuga bătrânul, tu ai vreo strategie? Ai ales să trăiești în viața monahală. Te-ai gândit vreodată că trebuie să trăiești după o strategie? Și apoi continua întrebând: care este, după părerea ta, cel mai grozav păcat? Iar eu începeam să înșir păcate care mai de care din cărțile pe care le-am citit și pe care le consideram a fi teribil de grozave. Iar apoi îmi puneau o întrebare ajutătoare. Să presupunem că ai fi în război. Care ar fi cel mai de temut dușman? Lăsa o pauză semnificativă, după care continua dezlegând enigma tirului de întrebări, zicând: desigur, cel mai periculos dușman nu este altul decât dușmanul de lângă tine, dușmanul cel mai apropiat de tine. De acela trebuie să te ferești mai întâi și mai mult. Tot așa este și în războiul nevăzut. Cel mai de temut păcat este păcatul care te stăpânește pe tine. Asupra lui trebuie să-ți aduni toată atenția, toată concentrarea și să îți construiești o strategie de luptă. Să identifici cu exactitate care este dușmanul este primul pas. Apoi să stabilești foarte precis care este distanța între tine și el, care sunt punctele lui vulnerabile,
cu care armă și cu care arme și cu care aliați pornești în acest război, în această luptă împotriva lui. Și conchidea zicând, să știi că și noi călugării nu trebuie să luptăm la întâmplare, trebuie să avem o strategie, altfel lupta noastră este în zadar, altfel luptăm degeaba și ne risipim forțele. Așadar, vă spuneam că de multe ori am mers la bătrânul la techid, uneori pentru întărire sufletească, dar de cele mai multe ori de drag. Și de fiecare dată mă surprindea cu noi și cu noi frumuseți ale sufletului său, inepuizabil. De fiecare dată adunam o nouă bucurie peste bucuriile mai vechi. Dar într-o vară m-a surprins cu un lucru pe care nu mă așteptam niciodată să-l facă. A venit personal să vadă mănăstirea de la Casian. L-a dus un prieten bun, ucenic de-al Sfinției sale, părintele Ilarion, atunci domnul Dan. În ziua aceea s-a umplut dealul Casienilor de lumină, har și binecuvântare. Deși era neputincios cu trupul, mi-amintesc că a fost purtat pe brațe până în sala de mese, a vorbit iarăși 2 ore neîntrerupt, ca de obicei. Mi-au rămas puternic întipărite în minte câteva cuvinte de ale părintelui rostite atunci. Eu vă spun sincer, de ani de zile vreau să ajung aici, la Mănăstirea Casian, dar să știți că n-am venit să văd numai niște locuri, am venit să văd minunea locului. Și acum, dacă m-ați provocat, fără jenă vă spun, am văzut minune. Vedeți? Delicatețea extraordinară a părintelui Arsenie Papacioc. Ce era Mănăstirea Casian în în anul 2009? Era un început dezolant, deprimant, erau o îngrămădire de cărămizi care se ițeau pe un deal pustiu, neprietenos, bătut de vânturi și pârjolit de soare. Și cu toate acestea, el avea această frumusețe lăuntrică prin care știa să te încurajeze, prin care știa să-ți mângâie amarul, prin care știa să te motiveze să mergi mai departe ca să devii un învingător. Dar la sfârșit, mi-aduc aminte, la sfârșitul acelui dialog de la mănăstire, ca un adevărat cunoscător de suflete, ca să mă ferească de ispita mândriei, mi-a zis, ține bine minte lucrul acesta. Nu după cum începem, ci după cum vom sfârși, așa vom fi judecați. Și cu perspectiva sfârșitului, care nu poate fi atât sau nu poate fi previzibil, trăiesc cu groază și în ziua de azi. Dacă m-ar întreba cineva care a fost trăsătura de caracter definitorie a părintelui Arsenie Papacioc, după părerea mea, a fost hotărârea. Părintele avea o hotărâre de fier. Acea hotărâre nu izvora din puterea lui fizică, pentru că avea de altfel o constituție destul de plăpândă, ci izvora dintr-o putere lăuntrică duhovnicească. Simțeam în preajma lui că era oricând în stare să moară pentru credința lui și pentru intențiile lui nobile. De altfel, această hotărâre a părintelui avea să o observ desfășurat în ultimile sale zile de viață, când era totalmente neputincios. Nu se mai putea ține pe picioare, nu mai putea vorbi foarte clar,
era, am spune, un om sfârșit. În preajma lui mă încercau atunci sentimente contradictorii, o adâncă tristețe pe de-o parte, dar și un soi de bucurie, pentru că îmi veneau în minte cuvintele lui. Când eram mai tânăr, mă bucuram de fiecare an care trece, având conștiința că am mai sporit puțin duhovnicește. Dar acum când sunt bătrân, mă bucur cu fiecare an care trece, pentru că știu că mă apropii mai mult și tot mai mult de veșnicie. Este teribil cuvântul acesta, pentru că, în definitiv, provocarea vieții pentru fiecare dintre noi este să îmbătrânim frumos și să avem optimism și să avem bucurie chiar și în ultimul segment al nostru de viață, bucurie pe care Părintele Arsenie Papacioc o avea. Atunci avea 96 de ani. Era într-o duminică, ultima, când m-am dus cu obștea de la Casian să luăm binecuvântare. Când am ajuns la Techeghiol, la mănăstire, l-am găsit așteptând pe un scaun, în pridvorul chiliei, afară. Aștepta parcă să vină toți cei dragi să-și ia rămas bun, să-și ceară iertare de la ei, așa cum face omul care știe să se pregătească pentru moarte. În zadar încercau maicile să-l convingă să meargă în chilie ca să se odihnească puțin. Le refuza ferm din priviri, nu mai era timp de odihnă. Așa l-am găsit, așteptând cu ultimele puteri, am mers pe rând să luăm binecuvântarea. Obișnuia bătrânul, după cum știți, să sărute mâna oricărui preot, indiferent de vârsta lui. Gest pe care, pe mine, cel puțin, mă onora și mă rușina deopotrivă, de fiecare dată când o făcea. Zicea părintele, ca să se justifice, două mari taine a făcut Dumnezeu. O fecioară în care s-a coborât toată dumnezeirea și preoția prin care se coboară Hristos în mijlocul nostru, iară și iară, la fiecare dumnezeiască liturghie. De aceea, pentru el să sărute mâna unui preot, indiferent de vârstă, era un gest prin care își arăta profunda recunoștință pentru Dumnezeu. Este teribil gestul acesta al marelui Arsenie, al bătrânului Arsenie, dacă îl punem în paralel cu reținerea tinerilor și a mai puțin tinerilor atunci când întâlnesc un preot de a-i săruta mâna. Ceea ce arată, în ultima instanță, că pentru tinerii și mai puțin tinerii care refuză să facă acest gest, nu li s-a lămurit încă rolul mare și important al preotului pe acest pământ. Doi preoți care eram de față ne-am supus acestui ritual al bătrânului, dar un părinte rușinat a încercat să refuze, al treilea. Niciodată n-am văzut în ochii părintelui mai multă ofensă. A urmat ceva care n-am să uit niciodată. Fulgerător ca într-o luptă, Skandenberg, bătrânul a apucat cu ultimele puteri mâna părintelui tânăr și smerit, a tras de ea cu o îndârjire eroică și a biruit până la urmă, sărutându-o. Apoi s-a lăsat în scaun epuizat, dar mulțumit că a făcut ceea ce se cuvine. La două zile, după această întâmplare, a murit.
am ajuns la părintele cu jumătate de oră după ce trecuse la Domnul. Făceam un tratament la sanatoriul din Techelion. Era întins pe pat, dezbrăcat până la mijloc, lângă el un ucenic și un medic. Eu îl priveam cu un soi de sfială și curiozitate în același timp. M-am surprins, tot privindu-l, că îi admiram trupul atletic, fără pic de grăsime, cu o piele perfect întinsă. Un trup de adolescent sportiv, mi-am zis. Ce frumos este părintele! În ultimele luni de viață, mai ales, pielea părintelui, pe mâini și pe față, se pigmentase cu acele pete maronii ale bătrâneții. Priveam și nu venea să cred ochilor. Vizibil, pielea s-a curățat până a căpătat o culoare alb sibefie. Am avut impresia puternică că sunt martorul unei minuni în desfășurare. M-am abținut să fac aprecieri cu cei de față. În zilele care au urmat, până la înmormântare, mai trăgeam din când în când cu urechea să aud ce vorbesc oamenii care veneau șiruri să aducă un ultim omagiu părintelui lor duhovnic. Am auzit de nenumărate ori cuvintele ce frumos este părintele, ce față luminoasă are, ce mâini albe. Și atunci m-am încredințat că minunea la care am fost martor a fost cât se poate de reală. Când am ajuns la mormânt, ca să dăm trupul pământului din care a fost luat, am citit cu lacrimi de uimire cuvintele testament care erau înscrise pe crucea părintelui. Iisuse, 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 iartă-mă! Și am înțeles atunci că aceste puține cuvinte, atât de simple, exprimau cel mai bine întreaga sa viață. O răstignire continuă între dorul mistuitor de Dumnezeu și regretul omeneștilor trădări. Parcă ar fi vrut să zică: da, Doamne, Tu știi că Te iubesc, Tu știi că toată viața mea Te-am iubit. Cu dor nestins, dar iartă-mi și acum, la sfârșit, toate omeneștile mele greșeli. Iisuse, 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 iartă-mă, mi se pare cea mai firească formă a rugăciunii lui Iisus. Rugăciunea inimii topită de dor și chinuită de remușcări. Rugăciunea neîncetată sau starea de prezență continuă despre care părintele ne vorbea adeseori. Atunci, în fața crucii de pe mormântul părintelui, cu sufletul zdrobit de prea omenești tristeți, mi-au răsunat din străfundurile ființei cuvintele lui: să iubești, să iubești mult, să iubești rana și pe cel care te-a rănit. Un cuvânt greu, desigur, dar mântuitor. Iar pentru toate rănile de care încă eu personal nu m-am îndrăgostit și care încă mă dor cumplit, am înțeles că există o singură vindecare testament. Iisuse, 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 iartă-mă! Așa mi-a rămas în amintire părintele Arsenie Papacioc, ca un om sfânt, un om care și-a făcut timp să fie om și pentru mine, și în viață, și în moarte. Amin. Mulțumesc!